Romanul TV. Este o zi specială, o sărbătoare specială și noi așa nu putem să nu avem invitați pe măsură astăzi în platoul nostru. Permiteți-mi să-i spun bun venit maestrului Alexandru Arșinel, o persoană care nu mai are nevoie de niciun fel de prezentare. Vă mulțumesc foarte mult pentru prezență. Bună ziua! V-am chemat să discutăm despre umorul zilelor noastre, despre ceea ce mai înseamnă în ziua de azi umorul, dacă considerați că mai au românii umor, însă înainte de toate vreau să vă întreb ce mai faceți. Vă mulțumesc că ați început cu v-am chemat și nu ați început cu v-am adus. Ați venit singur, maestre. Da, da. Neselit de nimeni. Mă simt binișor. Cred că sunt într-o perioadă, dacă mă raportez la sănătate, destul de bună și chiar vis-a-vis de activitatea mea la teatru. Mai e puțin bună din punct de vedere familiar, că soția mea nu se simte bine și toți suntem conectați la a o ajuta să și a ne ajuta să trecem peste hopul ăsta. Viața profesională cum merge? Aveți peste 55 de ani, dacă nu mă înșel, de carieră sau mai mulți? Cred că 50... Pe scenă m-am urcat în 1957 și după un an am intrat la Institutul de Teatru, deci tot pe scenă. Deci sunt mai mult de 55. Și în 62 am terminat Institutul și alături de promoția mea am ființat Teatrul Românesc la Târgu Mureș. În cartea de pensionare, în hotărârea, sau cum se numește asta, decizia de pensionare, sunt trecuți 70 de ani, pentru că o parte, vreo 30 de ani, au fost trecuți cu 12 luni și încă 3 luni, socotit fiind la vremea aceea munca artistului ca o muncă care se încadra la categoria B, gradul 2 de muncă, adică muncă grea, un fel de muncă grea. O viață de om, 70 de ani, chiar două în zilele noastre. De activitate, da, da. De aceea să nu vă mirați că am o pensie ceva mai mare, pentru că am muncit și foarte mult, 70 de ani, socotit de legile românești, bune, rele, așa cum sunt, le folosim. Zeci de ani de stat pe scenă, de umor, de actorie, de momente în care simți că publicul te dorește, zile de sărbătoare, iată, pentru că tot este astăzi Sfântul Gheorghe, în care muncești de dimineața până seara și prefer nu ai de ales general, decât să-ți nu petreci timpul cu familia în alte zile când nu se servează nimic. Actorii, general, nu realizează suficient de bine momentele astea de speciale ale noastre, ale românilor, de sărbătoare, pentru că mai ales de sărbători și în weekenduri în general, el muncește mai mult ca orice când. Iar dacă munca asta o combinăm și cu cea de manager și răspuns de instituție, înseamnă că muncești non-stop. Te strecori, îți faci așa din când în când timp liber ca să te relaxezi. Mai ales dacă ai nepoți, ai copii, mai încerci și altceva, dar în general ești sclavul muncii pe care, ca și voi de altfel, pe care ți-ai ales-o sau care ți-a fost hărăzită. Care este cea mai mare satisfacție profesională pe care poate să o aibă un actor? Da. Sau una dintre cele mai mari, pentru că aveți, bănuiesc, în mai multe domenii. Nu, există una pentru toți actorii. Să fii arătat cu degetul pe stradă, adică să fii recunoscut, să-i vezi pe oameni că își dau coate sau întorc capul sau îți mulțumesc sau ăsta e ăla, așa mai departe. Deci, recunoașterea... Vi se întâmplă asta de vreo câțiva zeci de ani încoace. Da. Nu, se mai întâmplă și alte lucruri, dar în general ele au, hai să zic, o trăsătură pozitivă, să zic așa, o influență pozitivă asupra mea. De-aia am și starea asta
să zic eu, suficient de bună de a dori să prind și ziua de mâine. Haideți să îmi spuneți puțin, vreau să discutăm despre umor, un subiect foarte interesant, propus de producătorul acestei emisiuni și aș vrea să vă întreb unde mai este umorul de altă dată, unde mai sunt seriile acelea în care ne adunam în fața televizoarelor cu familiile să urmărim diverse spectacole. Se repetă sub alte forme, dar tot povești cu bulă, tot un caragiale raportat la ceea ce se întâmplă în viața politică, socială, va exista. Mari transformări nu cred că există, decât poate o anumită libertate prost înțeleasă după 90, în care gradul de vulgaritate a unor numere, a unor momente a crescut foarte mult, sau gradul de jignire și de a aduce unele acuzații care fac parte, hai să zic, din divertismentul negru a unor formații, a unor indivizi, a unor posturi de televiziune, crește într-o măsură unor tulburătoare. Dar în rest, umorul e același român, nu și schimbă românul. Societatea în general nu schimbă perceperea unei glume foarte greu. De exemplu, am auzit acum o glumiță care mi-a plăcut foarte mult, un tip foarte spilcuit, aranjat, mirosind acele cu miros a unui parfum excelent, scump, intră într-un butic și zice: aveți cumva vopsea de ouă? La care vânzătoarea îi spune: dichisitule. Da. Da. Poate ca unele glume sau un anumit umor să aibă, sau din fericire să mai aibă subtilitatea umorului lui Mihai Maximilian, și alt umor să fie de factura vacanței mari. Dar asta nu înseamnă că umorul a suportat, în afară de acele anomalii pe care vi le-am spus, o mare transformare. Dar totuși pare a fi adaptat oarecum la vremurile pe normal, care le trăim. Este normal. Însă umorul în general reflectă o anumită stare, o anumită calitate a societății în care trăim, cu tarele și cu calitățile ei, cu figurile ei parlamentare, cu întâmplări mai haioase care nu lipsesc în viața noastră. Nu neapărat trebuie. Dovadă că și eu și Stella, și nu numai noi doi, folosim de multe ori numerele pe care ni le-a scris Maximilian cu ani în urmă și care au aceeași valabilitate, iar unele dintre ele care nu mai aveau, cum să spun, posibilitatea să se înșurubeze în viața societății noastre de acum, au o valabilitate exact ca pe timpul lui Ceaușescu. Eu aveam un monolog în care spuneam că mi-e frică și a început să devină valabilă această vorbă, mi-e frică. De altfel, se comentează non-stop la televiziuni ceea ce se întâmplă de persoane și oameni și grupuri mereu urmărite de obsesia că într-o zi îți bate cineva la ușă. Și acest aspect, să zic, social are un impact asupra umorului legat de ceea ce înseamnă la noi, la Tănase, oful cetățeanului. Deci ne putem compara foarte bine cu multe din datele
vremurilor de altă dată. Iar cei care am trăit atunci ne dăm seama că e foarte adevărat. Face parte din educație până la urmă, nu? Din educația... Și pentru că mă refer pe care la o preluăm care percepem de oriunde. Lucrurile. Nu numai din casă, nu numai din școală, nu numai din instituții, ci o putem lua de oriunde, de pe stradă, din întâmplări, din momente mai frumoase, mai agresive și așa mai departe. E o educație mai aspră, mai cu adresă. Se întâmplă multe lucruri grave și aceste momente și aceste întâmplări le putem urmări aproape permanent la televiziune. Una din televiziunile noastre trebuie să surprindă un aspect care este ușor ieșit din comun. Și atunci ne obișnuim sau ne pregătim și pentru acele aspecte și pentru altele noi și la un moment dat ești pregătit pentru tot. Maestre, a stat întotdeauna departe de scena politică, de ceea ce înseamnă scandalurile acestea, însă aș vrea să vă întreb tot din punctul dumneavoastră de vedere, un om care a trăit și a văzut multe, da? Cum vi se pare societatea în ziua de astăzi? Se eșubrezește? Nu, e mai mult pulversată. Nu știe de unde să se agațe ca să-și croiască un culoare în viață. Bâjbuie foarte mult. Bâjbuie foarte mult. Nu avem repere foarte precise, foarte ieșite în evidență, care să sugereze eventual un viitor mai sigur, nu neapărat strălucit. Și încerci, de-aia au plecat mulți afară, de alții au încercat aici, au apelat la toate mijloacele. Mai mult s-a făcut o adevărată crimă după Revoluție, când oamenii au fost lăsați să facă orice. Asta când să vă întreb, oamenii au greșeala? Fost plătiți ca să nu muncească, numai să nu iasă în stradă. Și eu zic că asta înseamnă democrație. A fost o democrație extrem de greșită, înțeleasă. N-au realizat, eu am plecat imediat în 90 cu Stella într-un mai multe turnee afară și ne explicau că de fapt capitalismul înseamnă dictatura muncii și noi în clipa aia eram plătiți să nu muncim. Adică a fost pulversată această națiune, acești oameni. Am dat însă afară peste oameni care au început să învețe și să-și croiască un drum drept. Eu eram întrebat prin 2005 dacă am vreun exemplu, vreun reper vis-a-vis de ce a însemnat viața noastră de după Revoluție. Și am zis, băiatul meu cel mare. Și cum? Zic, de unul singur, fără să-l ajut, fără să am posibilitatea să-l ajut, decât până la un anumit nivel și a croit o viață și un culoar excelent, e constructor, construiește și a făcut, a terminat construcția și zic, pentru mine, el este reperul și siguranța că familia mea va putea fi ajutată oricând de el. A venit 2009 cu toate bucuriile care ne-a adus și l-a lăsat golan, fără nimic. A trebuit să o ia de jos de la început cu o datorie de vreun milion de euro, să plătească la bănci, să fie în pericol de a i se lua casa, de a i se lua cu ce gajase și așa mai departe. Și atunci mi-am dat seama cât de nesigură și cât de fragilă a fost înțeleasă trecerea asta și cât de vinovați au fost unii care trebuiau să răspundă, să se preocupe unde de s-a greșit? Educarea noastră. Unde s-a greșit? Peste tot. S-a greșit când s-a vrut nimic.
nu s-a vrut nimic în ceea ce privește educarea poporului, a oamenilor, a inițierii, pentru că diferite direcții. Nu clar. Da, nu. Au fost unii inițiați de dinainte ce au de făcut, după Revoluție. Și au făcut. Ceilalți n-au contat. Și atunci n-a fost, cum să spun, în interesul acelor care au putut să facă treaba asta, să-i inițieze pe oameni. A trebuit să se dea cu capul de perete să realizeze cam care este treaba. Și acum, la 27 de ani, noi încă tragem ponoasele? Tragem ponoasele, dar suntem ceva mai deștepți. Din nefericire, bombardați din toate părțile de o dezinformare, de o propagandă pro și contra unor lucruri care în esența lor pot fi bune. Unii spun că e bune, alții spun că e nebune. Și atunci te pulversează. Încerci, sondezi, arunci cu undița, se prinde sau nu. Ori în momentul ăsta ar trebui, văd că sunt unele încercări acum, mă refer și la această, hai să zic, mărire spectaculoasă a lefurilor, dar care mi se pare extrem de normală. Oricât de mărite sunt acum, și e bine că sunt mărite, sunt departe de ceea ce înseamnă necesarul pentru o viață civilizată. Iar dacă cumva muncești mai mult, ca să-ți dau un exemplu, vara, eu cu Stella munceam și făceam 6-7 spectacole pe seară pe litoral. Și am reușit să adunăm bani să-și facă ea o casă pe litoral, să-mi facă o casă la munte, cum să spun, fiind niște firi de gospodare, așa, am încercat să nu ridicăm, cum îmi place să zic, coloane în crâșmele din România. Am făcut niște treburi. În clipa aia am fost acuzați ca pe timpul Ceaușescu. Deci am făcut, cu toate că eu mi-am făcut o casă la țară pe timpul Ceaușescu, nu mi-a spus nimeni nimic. Justificam ceea ce am făcut. Nu-mi justificam mie de ce n-am făcut mai mult, dar nu știu, suntem pe undeva, cred că pe undeva avem ceva stricat. Noi ca nație, ca popor sau? Nu. Inoculat ceva care nu e în regulă. Care nu e în regulă. Și eu mă uitam acum, eu n-am auzit niciodată în lume când se cântă imnul unei țări, vă rugăm, cum a fost prezentat la Cluj, unde îi felicit pe cei care au câștigat medaliile de aur și de argint, sportivii noștri extraordinari și gazdele Clujului care au realizat într-adevăr o manifestație deosebită, dar să anunțe înainte de a se cânta, imnul, vă rugăm să vă sculați în picioare. Cum adică? Păi, dar se știe de când ne naștem că atunci când se cântă imnul, te scoli în picioare. Odată te scoli în picioare, când cântă imnul. Eu am învățat asta de când se cânta Trăiască Regele. Ne sculam în picioare în clasă. Ne sculam în picioare tot timpul. E imnul țării. Asta iarăși e un fel al nostru de a nu ne mândri că știm. Că știm lucrul ăsta. Cum să nu te superi. Mă deranjează când aud primele cuvinte, deșteaptă-te române. Adică e un îndemn la un lucru pe care nu trebuie să ni se mai spună. Dar pare că se potrivesc, maestre, sigur, vorbele. Sigur, ai dreptate. Sigur că da. Sigur că, pentru că vedem că de multe ori încă poeziile, vineciene, da. Bacovia, dacă stați și dacă stăm și relecturăm, prea multe pare tristețe. Că au fost scrise pentru ieri, astăzi și pentru mâine. Așa este. Așa este. Așa este. Da, haideți să ne întoarcem puțin la lucrurile frumoase. La glumă. Da, să vorbim puțin de...
Să-ți mai spun o glumă. Papagalul Coco îi dă un telefon dinozaurului Dino. Alo, Dino? Da, Coco. Mă, pe tine te-a sunat unul noie? Nu. Nasol. Da, și apropo de glume, vreau să vă întreb ce s-a ales de bancurile de altă dată, pentru că acum ați văzut cum se glumește pe rețelele de socializare, se ia o poză cu Alexandru Arșinel, dacă a dat o gafă în direct în platoul B1 TV, se face o glumă, devine virală în secunda 2. E o vânătoare. Și aia a fost. E o vânătoare în sensul de a desființa anumite personalități, de a le găsi motivul pentru a-i desființa. Mă uitam întâmplător, te rog să mă cred, întâmplător, căutam un act mai vechi și am dat peste niște cronici de prin 2007-2010, în care eram cam în toate topurile de pe atunci. Și cel mai iubit, cel mai de încredere, cel mai cutare, și alături de Florin, de Stella, de Nadea Comaneci și așa mai departe. Aproape de marele nostru chirurg cu ficatul, domnul Popescu. Irinel Popescu. Irinel Popescu. Da, în anii care au urmat, cam toți, într-un fel sau altul, au fost sub o formă sau alta, chiar de aici, de la postul dumneavoastră, s-a încercat să fie desfințați, jigniți, unul că nu știu ce a făcut Florin, că nu știu ce a fost de eu, că de ce am făcut un transplant și așa mai departe. Adică au fost vânați acești oameni care aveau o anumită popularitate și pe care o aveam nu de acum, o aveam de dinainte. La Boema, în spectacolul Maximilian, erau adevărate meeting-uri. Era baricada noastră de rezistență. Acolo se spuneau niște lucruri de un curaj extraordinar. Și lumea ne știa pe baricadă de atunci, nu după Revoluție, că am fost sau am participat sau nu am participat, sau în televiziunea română. Noi am fost suspendați nu pe timpul lui Ceaușescu. Noi după Revoluție am fost suspendați de televiziunea română. Pentru că spuneam anumite lucruri și luasem o poziție extrem de fermă, fiind foarte alături de persoane pe care le-am îndrăgit după Revoluție. Deci e un anumit să lovim în ceea ce se crede așa, într-o măsură mai mare sau mai mică, că reprezintă o anumită valoare. În ce măsură te afectează o astfel de știre, să-i zicem? Pentru că a fost o știre la momentul respectiv. Păi te afectează. Păi te, tu muncești o viață dacă întreagă. Realizezi că muncești o viață întreagă, trecând prin toate relele și bunele, ca să-ți creezi o anumită platformă. Și într-o emisiune de asta vine unul și ea. Sigur că recuperezi în timp, dar foarte greu, foarte greu. Adică ce ai muncit o viață se poate murdări așa în câteva cuvinte. Nu e regulă. Nu e frumos. Mai ales că noi și punem botul repede. Noroc că marea majoritate a oamenilor sunt cu o coloană destul de dreaptă, dar care nu se implică. Da. Haideți să ne descrețim puțin frunțile, să vorbim despre celebrul cuplu Alexandru Arșinel-Stella Popescu, aproape 40 de ani, da, maestre de carieră împreună. 78. Spectacole, sute, mii, ce, mii de spectacole, cred că vorbim de mii de spectacole, nu? Păi nu. Dacă avea 7 într-o seară, nu, vara, la mare, bine. Asta, le adunăm. Era la mare, asta era la mare, că aveam posibilitate, eram cu Jean, cu Stella și eram solicitați și la un moment dat discutând, zic, bă, a plecat seria aia de acolo, a plecat seria, astă seară e altă serie, da, jucăm, păi hai să facem Pendel.
tu deschizi acolo, noi aici ne intersecăm pe drum, mai aveam artiști care umpleau golurile respective și puteam să fim cap de afiș în Mamaia, în Eforie sau în Constanța. Și jucam. A fost o perioadă bună, așa de vreo 4-5 ani după Revoluție, 6 ani în care am reușit să jucăm și să câștigăm niște bani, că toți au pornit în perioada aia după posibilitatea de a face un câștig, de a cumpăra ceva, de a recupera ceea ce ceilalți de dincolo agonisiseră în ani de zile. Cum ați început această colaborare și care a fost secretul longevității? În 68, în primăvara 68, Maximilian scrisese o nouă boemă. Fusese încă două. Noi am avut în total vreo 10 sau 12 boeme. Și Stella era parteneră cu Ștefan Bănică în perioada aia. A fost vreo 2 sau 3 ani. Și Ștefan n-a mai putut să continue după ce începuse repetițiile și acceptase. Și atunci, în disperare de cauză, pentru că spectacolul era programat la Boema, Boema reprezentând stâlpul nostru de susținere a teatrului. Teatrele trecuseră pe autofinanțare, ajunseseră să facă la ateliere sicrie, că s-a tot spus și alte lucruri, iar Teatrul Tănase se baza în marea lui, în marea majoritate a stagiunilor, pe grădina Boema, unde jucam 2-3 luni de zile și scotea bugetul respectiv. Și atunci s-a căutat un nou partener pentru Stella. Puiu mă văzuse într-un spectacol de-a lui cu vreo 2 ani de zile înainte, Scandal la Boema, și unde reușisem să mă fac cât de cât prezent și să mă afirm pe niște rolișoare pe care le transformasem în roluri, dar de unul singur, așa, ca să mă apăr. Și atunci zice, ăsta e tunar. Cum adică e tunar? Vorbele lui plesnesc în sală, adică nu sunt vorbe care cad în fosă. Și atunci am început repetițiile cu Stella, am avut primul spectacol la Boema, a fost un succes foarte mare. Și din clipa aia nu ne-am mai despărțit niciodată. Cum de-am rezistat? În primul rând am rezistat datorită succesului și datorită lui Maximilian, care ne-a scris permanent. Și succesul, odată, cum să spun, cucerit, nu eram atât de, hai să zic, fraier să distrugem un lucru bun. Până la urmă e și o afacere. Și artistică, dar și materială. Faptul că reușeam, faptul că umpleam săl, faptul că eram chemați în colaborări în toată țara, mai târziu în toate țările lumii, din Canada până în Africa de Sud, America Latină, Australia și așa mai departe, în comunitățile românești, a cimentat legătura acestui cuplu. Și uite, așa am rezistat până astăzi și văd că Dumnezeu nu numai așa, dar ne și îngăduie mai departe pe pământ, că eu am trecut prin câteva operații foarte grele și de coloană și de altă, și combatem mai departe și în seara asta. Aveți spectacol? Da, da. De la ce oră? De la ora 19. Vivat Revista e un spectacol făcut în cinstea revistei, cred că îl jucăm de 2 ani de zile și nu numai pe ăsta, sunt spectacole care sunt rulate câțiva ani de zile la Tănase, având în vedere că ele este multe și asta mi-a dus, e o reclamă și cum o aud încep să râd. Este simplu. Este simplu, nu este, nu vrea deloc să îndulcească eu ăla. Este simplu. Deci este simplu. Mai vine lume la teatru, maestre, ca vin pe vremuri? Pentru că, de ce vă întreb? Mai de mult nu existau prea multe
variante, nu ce aveai bine prea multe opțiuni. Ce frumos vorbești, da. Acum nu este, poți să faci nu orice este la orice simplu. Oră când vrei să mergi noi, unde vrei, cel puțin în noi capitală. Noi avem cea mai mare concurență posibilă. Un teatru dramatic are, hai să zic, celelalte teatre la concurență. Dar nu vezi o piesă de teatru decât odată la nu știu cât pe o televiziune. Ori divertisment. Nu există televiziune să nu aibă divertisment. Și divertisment politic, și divertisment, concursuri de cel mai mare, cel mai bun, cel mai cutare, spectacole în aer liber, finanțate de diferite instituții, unde cheamă cei mai mari cântăreți, cele mai mari formații, și date și gratuit. Ce facem? Ăla se duce la gratuit sau vine la noi să plătească bine? Ce las pe ăștia, e mai bun. Și unii ne cam amână. Dar în rest, teatru are un public al său și din provincie și din București care ne vizitează și nu de puține ori plecăm noi în vizită cu tot ansamblu. Suntem invitați în diferite orașe cu diferite prilejuri, inaugurări și așa mai departe. Adică, și actorii au un public al lor. Actorii, avem actori cu priză foarte mare la public, în televiziuni, în diferite show-uri, de altfel în sondajele făcute în ultimii ani, mai în toate Cuplu și Vasile Muraru și așa mai departe au fost pe podium, sau cel puțin în primele 5 locuri. Adică în, pe locurile premiate, așa, într-un, cu medalii. Da, vă propun să luăm o foarte scurtă pauză de publicitate, după care vom continua discuțiile. Vreau să ne povestiți puțin, pentru că tot se apropie mini-vacanța de 1 mai, despre ceea ce însemna înainte de Revoluție această sărbătoare de 1 mai. Are niște povești de-a drept extraordinare, maestru Alexandru Arșine. Revenim imediat. Din nou în direct, doamnelor și domnilor, continuăm discuția cu maestrul Alexandru Arșinel. Vorbeam despre umorul de astăzi, umorul de altă dată. Ce mai înțelegem noi românii prin cuvântul umor? Cum mai gustăm glumele din zilele noastre, dar și pe cele dinainte de Revoluție? Discutam și despre perioada de, dinainte de 89 și spuneam că vom vorbi, pentru că tot se apropie sărbătoarea de 1 mai, despre modul în care petreceau românii pe vremea lui Ceaușescu, nu? Nu e așa, maestre? Era pe vremea lui Ceaușescu, așa cum spunem noi. Cum era de 1 mai? Ziua care definea, de fapt, cum să spun, clasa socială a vremurilor, clasa muncitoare, ziua muncitorilor. Și atunci se făceau unele eforturi și reușeam să mă satur cu cremuști. Adică plecam de acasă sau de la institut sau mai târziu de acasă, deci, dar mă refer la perioada când eram mic, neapărat după manifestații ne repezeam la tonetele cu cremvâști și ne dădea mama 2-3 lei sau cât ne dădea 5 lei și mâncam cremvâști cu mult, mult muștar. Da? Era bucuria noastră a copiilor. Mai era și faptul că începea primăvara, propriu zis. În primul rând, prin prisma sărbătorii și modului în care da, se sărbătorea da. În Înfloreau, pomii erau în floare, liliacul era iarăși în floare. Era, când așteptați vorbesc de 1 mai, alegorice, da, cei de la Institutul de Teatru spuneam mai devreme că aveau la aprobarea unui car alegoric și când treceam prin fața tribunei oficiale, totdeauna Gheorghiu Dej, mă refer că eram student, ne făcea nouă semn și rectorul a doua zi ne spunea, maestru Costache Antoniu, marele actor, spunea, mă, ați văzut că ne-a făcut șeful statului semn, dar el își mai aduce aminte de când mai ridica mâna și mai făcea așa. Și primeam și supliment la cantină. Era, eram tineri, eram frumoși, eram îndrăgostiți, eram fiecare perioadă de viață, cu toate vicisitudinile
existente aveau momente frumoase. Iar unul din aceste momente era, mai ales că nu eram obligați, în afară de câțiva care mai recitau poezie, dar nu eram. Iar perioada de după, mai târziu, eu cu Stella eram din pornire excluși din a spune poezii patriotice. Mi-aduc aminte că la un moment dat a trebuit să țin un cuvânt la un congres al oamenilor din artă, în cinstea nu știu cărui congres. Și mi-au dat să fac și eu un cuvânt, eram destul de popular și conta să iau și eu cuvântul în treaba asta. Și s-a ales între mine și director. Fiecare am scris câte un cuvânt. Și director, bineînțeles că a început cu mult stimată tovarășa Elena Steaușescu, tovarășe prim secretar, avadar. Dar ei nu erau niciodată acolo. Înțelegi? Dar spune că mult... Și eu nimic. Am spus, stimați tovarăși, și când l-a citit secretarul cu propaganda de atunci, ce bă, arșinele, trebuie un pic politizat. Și zic, tovarășul secretar, ei, cum mă vedeți pe mine? În fața unei adunări, se zice, mult stimată tovarășe, îi spuneți și dumneavoastră, nu râde toată sala. Nu, domnule, lasă-mă. Și nu i-am pomenit odată. Am spus că noi artiștii datorăm tot poporului român, că suntem puși în slujba a poporului și că mulțumim. Și ceva în genul ăsta. Și urma să ia cuvântul ministrul culturii după mine. Și a dat pauză, că am avut atâtea aplauze, că a zis, după atâtea aplauze, cred că trebuie să dăm o pauză și după aia să iau cuvântul. A avut bun simț, adică a simțit că nu e în regulă. Mă rog, deja era în ultima parte a perioadei când, chiar și printre activiștii de atunci, începuseră să se afaniseze, să se sictirească de ce se întâmpla. Mai avem un minuțel, două, până la finalul acestei emisiuni. V-aș întreba, maestre, nu vă dau afară. Aș mai sta de vorbă cu dumneavoastră încă vreo 2-3 ore, dar din păcate doar atât avem alocat pentru această emisiune. Vreau să vă întreb dacă aveți regrete. Nu văd un regret. Să știi că tot ceea ce înseamnă la ora asta, regret, este că n-am făcut mai mult și n-am fost mai atent vis-a-vis de ceea ce i s-a întâmplat soției mele. E singurul lucru care mă macină oră de oră, minut de minut, zi de zi. Cred că puteam să oferesc de ceea ce i s-a întâmplat. Nu știu, doctorii spun că n-am eu nicio vină, dar... Probabil că oricine ar spune acest lucru. Poftim? Probabil că oricine ar spune acest lucru. Nu știu, adică treaba asta efectiv mă macină. E singurul lucru care mă afectează la ora asta. În rest, să știi că sunt mulțumit de copiii mei, de nepoții mei, sunt mulțumit de ce am făcut în viață. Am muncit enorm. Te rog să mă crezi sub cuvânt de onoare. Nu știu dacă am câștigat un leu fără ca să-l muncesc. Nu știu. Adică nu țin minte. N-am fost omul care să iau ciubucuri, să bag, să pun, să... Că m-ar fi dibuit de mult cei care mă iubesc. Dar în rest, cum să spun, nu. Sunt un copil plecat de la țară și care datorită unui sistem de altă dată am avut posibilitatea să învăț, că dacă nu aveam această posibilitate, n-ajungeam niciodată. Am avut bursă de merit dată de primăria orașului. Ia și uite așa am reușit să ajung să fac ceva în viață. Deci multe regrete nu am decât ce ți-am zis. Vă mulțumesc foarte mult pentru prezență. Cu mare drag vă mai aștept aici frumos. În platoul B1 TV. Întotdeauna mi-a făcut plăcere să stau de vorbă cu dumneavoastră. Mulțumesc frumos. Vă mulțumesc și dumneavoastră, stimați telespectatori, pentru atenție. Vă dau întâlnire la ora 18 la știrile B1 TV. Până atunci rămâneți cu Laurențiu Botin. Pe curând!